Bună copii! Vă spun bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei! Coborârea Duhului Sfânt. Textul de memorat îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 2 cu versetul 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Iisus știa că ucenicilor li se va face dor de el după ce el avea să se întoarcă în cer. El mai știa că ei aveau nevoie de ajutor să lucreze pentru el. Așa că, înainte de a pleca, a promis că le va trimite un alt mângâietor. Știi cine era acest mângâietor? El era Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel mai bun dar pe care putea Iisus să-l ofere. Când avea să vină, Duhul Sfânt avea să aducă toate celelalte binecuvântări de care ucenicii aveau nevoie. În timpul vieții sale, în această lume, Iisus mergea din loc în loc, dar nu a ajuns peste tot și nu toți oamenii l-au întâlnit, dar Dumnezeu. Duhul Sfânt poate vorbi cu toți oamenii și poate fi în toate locurile. Așa că, dacă Petru predica în Ierusalim, iar Ioan predica în Samaria, Duhul Sfânt putea să-i ajute pe amândoi în același timp. Duhul Sfânt avea să ajute pe ucenici să-și aducă aminte toate lucrurile învățate de la Iisus și, în plus, avea să-i învețe alte lucruri noi. Iisus le-a promis ucenicilor că îl va trimite pe Duhul Sfânt ca să-i ajute după înălțarea la cer. Ce le-a spus el chiar înainte să plece? Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 5 și 8. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce Duhul Sfânt a venit să-i ajute, ei erau pregătiți să lucreze pentru Iisus. Duhul Sfânt avea să aducă cu el toate celelalte binecuvântări. Iisus le-a spus ucenicilor că avea să meargă pretutindeni să le spună oamenilor despre el, dar mai întâi trebuia să aștepte în Ierusalim până când va veni Duhul Sfânt să îi ajute. După ce le-a spus aceste lucruri, Iisus s-a suit la cer într-un nor de îngeri. Ce au făcut ucenicii atunci? Haideți să citim în Luca, capitolul 24, cu versetele 51 la 53. Pe când îl binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu mare bucurie și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. De ce erau ucenicii atât de fericiți? Ei știau cu siguranță că Iisus era viu. El se afla în ceruri, ascultând rugăciunile lor și ajutându-i. Așa că, atunci când se rugau ei, îngenuncheau cu respect și se rugau lui Dumnezeu în numele lui Iisus. Făceau ei ce le spunea Iisus să facă? Oh, sigur că da! În timp ce așteptau în Ierusalim, ucenicii își recunoșteau greșelile în fața celorlalți și se rugau împreună. Se gândeau la viața sfântă a lui Iisus și își aduceau aminte povestirile sale. Ce rău le părea că atunci când Iisus era cu ei, nu s-au încrezut în el așa cum ar fi trebuit. Acum ei înțelegeau mai bine lecțiile date de Iisus. În timp ce deveneau din ce în ce mai neegoiști, la fel ca Iisus, ucenicii au început să se iubească unii pe alții. Înainte, ei se certaseră care dintre ei să fie mai mare, dar acum niciunul dintre ei nu mai dorea să fie primul. Fiecare dorea ca altul să fie înaintea lui. I-a ajutat Iisus să devină asemenea lui? Sigur că da! Ucenicii așteptau în Ierusalim darul special promis de Iisus. În timp ce așteptau, se aflau în camera mare sau camera de sus, unde Iisus le spălase picioarele și mâncaseră ultima cină de Paște. La 10 zile, după ce a plecat Iisus la cer în această cameră, erau adunat un mare grup de credincioși care se rugau împreună cu ucenicii. Maria, mama lui Iisus, se afla și ea acolo, împreună cu alte femei. Și frații lui Iisus erau acolo. Când ei și Iisus erau mici, ei râdeau de Iisus, dar acum credeau că El este Salvatorul. Toți oamenii din acea încăpere îl iubeau pe Iisus și se iubeau unii pe alții.
Deodată s-a auzit un zgomot puternic. Cu ce semăna zgomotul acesta? Fapte 2 cu 2. Haideți să vedem ce găsim scris acolo. Deodată a venit din cer un sunet ca vâșăitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Ce s-a văzut după aceea? Versetul 3. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Știi ce înseamnă vântul și flăcările? Aceste semne arătau că Duhul Sfânt a venit să-i ajute pe ucenici. Iisus și-a împlinit promisiunea și l-a trimis pe Duhul Sfânt să le dea o mare putere și energie. Duhul Sfânt avea să-i ajute să fie înțelepți și curajoși în timp ce le vorbea oamenilor despre Iisus. Fără Duhul Sfânt, ei nu ar fi putut ajuta pe nimeni să creadă în Iisus și să fie salvat. Dar acum toți oamenii din cameră s-au umplut de Duhul Sfânt. Ce dar minunat le-a trimis Iisus! Ți-ar plăcea să știi ce se întâmpla în cer în timp ce ucenicii se rugau împreună în Ierusalim? Cu 10 zile înainte ca ucenicii să primească în dar Duhul Sfânt, Iisus s-a întors în cer. Îngerii și câțiva reprezentanți din alte lumi create de Dumnezeu așteptau în ceruri nerăbdători să salute venirea lui Iisus și să îi se închine ca împărat al lor. Dar Iisus nu a lăsat pe nimeni să îi se închine atunci. Mai întâi s-a apropiat de Tatăl Său și a spus: Tată, am încheiat lucrarea pe care mi-ai dat-o de făcut. Tată, aș vrea ca aceea pe care mi-ai dat să poată fi cu mine aici unde sunt eu. Dumnezeu Tatăl i-a spus lui Iisus că a învins lupta cu Satana. Iisus suportase pedeapsa pentru păcatul tuturor oamenilor. Acum, pe toți oamenii care au ales să-L iubească pe Iisus și să-L asculte, Iisus îi putea aduce să fie împreună cu El în cer, pentru totdeauna. Apoi, Dumnezeu a spus, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Cu multă bucurie, toți au îngenunchiat și s-au închinat lui Iisus. Niciodată nu au mai fost atât de fericiți. Care era cântarea lor? Haideți să citim Apocalips, capitolul 5, cu versetul 12 și 13. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Abia după ce această sărbătoare specială s-a încheiat, Iisus l-a trimis pe Duhul Sfânt să îi ajute pe ucenicii săi. Iisus dorește să fii și tu cu ei în ceruri. Într-o zi, vrei să te ajute să fii pregătit? În ziua în care Iisus l-a trimis pe Duhul Sfânt să-i ajute pe ucenici, mulți evrei erau la Ierusalim pentru sărbătoarea numită Cincizecime. Ei veniseră din diferite țări și vorbeau diferite limbi. Oamenii dintr-un anumit loc nu puteau înțelege ce vorbeau alții din alt loc. Ucenicii nu vorbeau și nici nu înțelegeau toate aceste limbi. Dar atunci când a venit în ziua aceea, Duhul Sfânt le-a adus un dar special. I-a făcut să știe dintr-o dată limbi străine. Acum puteau vorbi oricui despre Iisus și chiar și oamenilor din alte locuri. De aceea, ei au început să facă acest lucru chiar atunci. Auzindu-i vorbind despre Iisus în alte limbi, ce au spus oamenii? Haideți să vedem, să citim versetul 7, 8 și 11 din capitolul 2 din Faptele Apostolilor. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Cretani și arabi îi auzim vorbind în limbile noastre, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Când au auzit acest lucru, conducătorii s-au înfuriat. Ei doreau ca oamenii să uite de Iisus. Dar acum ucenicii vorbeau despre Iisus în Ierusalim, în fața unei mari mulțimi, în toate limbile. Conducătorii au spus atunci că ucenicii erau beți, băuseră vin. Atunci, Petru s-a ridicat și le-a vorbit oamenilor așa. Ascultați cu toții, noi nu suntem beți, nu am băut niciun fel de băutură alcoolică, ci chiar acum s-au împlinit cuvintele profetului Ioel. El spunea că într-o zi Dumnezeu va turna Duhul Sfânt. Acest lucru se întâmplă chiar azi și aici, sub ochii voștri. Duhul Sfânt l-a ajutat pe Petru să spună cuvintele potrivite. El a ținut o predică impresionantă despre Iisus. Fiecare om auzea predica în propria sa limbă.
te va ajuta Duhul Sfânt și pe tine să spui exact cuvintele potrivite atunci când le vorbești oamenilor despre Isus? Petru ținea o predică impresionantă despre Isus. Duhul Sfânt i-a dat putere să spună cuvintele potrivite. Fiecare om din mulțime înțelegea ce spunea Petru, chiar dacă vorbea altă limbă. Petru le-a reamintit oamenilor minunile uimitoare pe care le-a făcut Isus. Le-a spus că acest Isus pe care Dumnezeu l-a iubit și pe care ei l-au răstignit este viu acum din nou. El se află în cer la dreapta tronului lângă Dumnezeu. Petru folosea cuvinte din Vechiul Testament pentru a arăta că Isus este viu și s-a întors la cer. Cum și-a încheiat Petru predica? Versetul 36 din capitolul 2 din Faptele Apostolilor. Să știe bine clar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care l-ați răstignit voi. Biblia spune că atunci când au auzit predica aceasta impresionantă a lui Petru, oamenii au rămas străpunși în inimă. Ei au înțeles dintr-o dată ce păcat groaznic făcuse cei care l-au omorât pe Isus, Fiul lui Dumnezeu. Nu știau ce să facă și l-au întrebat pe Petru, ce să facem? Ce le-a spus Petru? Versetele 38 și 39. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. În ziua aceea, mulți oameni s-au pocăit și l-au primit cu bucurie pe Iisus ca Salvator. Ucenicii au botezat aproape 3.000 de oameni. Haideți să ascultăm întrebările de gândit împreună cu Gabriel. De ce erau ucenicii fericiți după ce Iisus s-a întors la cer? Cine este mângâietorul sau ajutorul pe care Iisus a promis să-l trimită ca să-i ajute pe ucenicii săi? Puteau ucenicii să facă lucrarea lui Iisus fără Duhul Sfânt? Avem noi nevoie de Duhul Sfânt ca să ne ajute să lucrăm pentru Iisus? Cine i-a ajutat pe ucenicii să vorbească în limbi străine? S-a temut Petru să vorbească despre Iisus? Cine l-a ajutat să nu-i fie frică? Cine ne va ajuta și pe noi să vorbim despre Iisus? Haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm împreună cu Gabriel. Dragă Doamne, îți mulțumesc că l-ai trimis pe Duhul Sfânt să-i ajute pe ucenici. Te rog să trimiți Duhul Sfânt să mă ajute și pe mine. Te rog că am nevoie să ascult și să le spun prietenilor mei despre Iisus. În numele lui Iisus, amin. Amin. Iisus ne iubește și ne-l trimite pe Duhul Sfânt ca să ne învețe și să ne ajute. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!